Am dormit și azi noapte câteva ore, a fost mișto. Astăzi e joi, o zi de original. În Politehnică ne zicem că Iisus Hristos va veni joi. Nu știam care joi, într-o joi. În joi asta a venit aia. Vine ploaie originală. Și începe vremea rece, originală, de-abia aștept. Să fac și eu baie de împuțenie. Tricolorul meu original, bandana de rainbow, stă lângă pat, e la pat. O să ai pe loc. Stau și de e mai bine, știi? Da, stau așa. A venit o fată pe la mine acum vreo 2 ani, mai avea și o și s-a uitat, bă, ăsta stă pe saltea acolo, la jos. Parcă erai muncitor de la. Și ce dacă fata i-a zis? Am fost muncitor. Numai că atunci dormeam pe cărți. Acum, așa zicea, eram căsătorit, eram muncitor de la. Și e mișto să fii și muncitor de la. Eram mândru. De fiecare dată a fost mândru ce a fost. Și Adriana a zis. Păi, băi, ne dormim pe cărți. Că asta era pasul, dormeam niște fotoli, am mai repetit. Că chiar eram amărât din pământul meu, era și în începuturi. Și am reparat eu, dormeam într-un fotoliu, stăteam amândoi aia, un fotoliu doar extins. Nu le mai am de le pula mea, s-au rupt doar tot. Le-am rupt că ne-am tăvălit și noi prin ele. Și am băgat cărți, eu aveam multe cărți, știi? Și în loc de picioare erau cărți, mai ieșea câte o carte dacă ne mișcam. O băga la loc, pac. Face fata, dormim pe cărți. Eu râdeam. Că mai avea și aia simțul umorului, știi? Din când în când. Când scotea câte una, le scotea originale. Și așa că astăzi dormem apă, facem câteva zile cură cu apă. Ține, cură, cură. Și acum trebuie să saltea. Nu ca muncitorii, ca poeții vechi care n-au ce să facă oricum. Scriam poezii și poate ce analizăm în gândul noi și nu am mai să scriu multe. Cum le făceai în gândul tău, da. Eu am fost poet de când am început să scriu și mai răspătea cu o poezie. Nu făceam în gândul nu le scriam. Și am dormit și eu cât am putut să dorm. Bineînțeles că a început un coșmar. Ce vreau. Vă! Mai sfârșit. Și mă mir cum am mai mai trezit câteva ori. Și tricolorul s-a dat jos de la cap. De asta acolo frumos. Îl înfig la creier. Ca să mă spăl pula mea. Când e că mă încerc. Deci am băut lapte aseară, acum beau apă, poate măcar pe mine, că dacă am pus lapte aici, apă, de cași pe mine. E un fel purgativ, laxativ, te relaxezi. Îți vei relax, da. Bagă lapte cu lapte. Iei lapte de la țărănesc. Că ăștia ai dracu bagă niște enzime în el, știi? S-ar putea să mai bine special. Iei lapte de la țărani. Bagi două, trei de alea. Noi de obicei oamenii moderni mai avem ceva în stomac, mă de și ca să putem cam e că pune și de așa. Ca să putem coagula caseina și alea. Și trec ca și pe tine și de la laptele normal, măcar pe mine, dacă beau lapte, măcar pe mine. Că nu mai am enzima aia ca la bebeluși. Că nu mai ai nevoie de ea. Că alimentația la un om adult, da, se bazează și pe lapte, dar dacă e să bei lapte, trebuie să mai mănânci și ceva solid. Deci ca să-l țină pe la acolo. Tot de mâncat pe mine, dar sau amesteci fructe cu apă. Tot așa iese. Faci gazeificare, te umpli
de flatulație. Dar nimic, face o posibilitate a sistemului digestiv. Da. E greu cu nutriția asta. Eu ați cărți de nutriție, dar ți-ar trebui o carte de nutriție satanistă. Cum să nu mănânci? Cred că o scriu eu pe aia. Cum să nu mănânci? Și ce efecte speciale îți dă? Lapte cu fructe? Nu, lapte cu fructe merg. Lapte țărănesc? În marea majoritate a cazurilor, 75%, te caci pe tine. Mai devreme să mă întâmpli, dacă îl dai pe burta voastră. Sau te simți, nu știu ce, balonat. Și după aia, așa. Lapte și după aia cu apă, efect special, diary. Îți scrii jurnalul direct pe WC. În engleză. În română e diarie. Am mai văzut pe una care o chema diarrhea, era fată de desene animate și făceau tot niște de acte de diarrhea. Deci, vezi, limbilia astea unele semne altceva, dar știi, americanii ce înseamnă diarrhea la noi, se scrie altfel și înseamnă altceva, da. Și stai acolo și când te cazi, începi să te gândești, că ești patron, ca regine. Deci, ce am făcut eu la viața mea săptămâna asta? Ce vreau eu astăzi să fac? Da. Și mă gândesc că așa arată gânditorul pe tron și te buțe așa, fac. Îți mai bălești curul. Deci 10, 9, 8, așa la până. Ignition! Nevastă ta sau iubita sau ce pula mea, mamă dacă ai, sau tată sau o soră sau cineva pe-n casă sau un animăluț, zgârie acolo pe ușă. Băi, bine, te simți bine tu. Bă, da, bă, da, bă, da, bă, da.